numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, duminica 27 după Rusale ne vorbește în Evanghelia sa despre temăduirea femeii gârbove. În esență, Evanghelia ne arată că binele trebuie săvârșit în orice vreme. Evanghelia acestei duminici a fost hotărâtă sau rânduită de biserică spre a fi citită în această perioadă a postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, ca perioadă de pregătire pentru marele praznic al nașterii Domnului. Femeia gârbovă de 18 ani, care venea în fiecare sâmbătă la sinagogă, a fost văzută de Mântuitorul Iisus Hristos în sinagogă și a fost chemată la El. Și ea a venit încet cu fața plecată spre pământ, pentru că de 18 ani nu mai putea îndrepta privirea în sus, nici pentru a vedea fața oamenilor, nici spre a vedea frumusețea luminii soarelui. Această femeie s-a apropiat de Iisus, iar Iisus i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și îndată femeia s-a îndreptat și începea să laude pe Dumnezeu. Deci îndată ce s-a vindecat, a început să slăvească pe Dumnezeu, aducând mulțumire pentru această vindecare pe care nu a cerut-o, la care nu s-a așteptat. Ea de 18 ani se afla sub durerea păsătoare a stării de gârbovire. De 18 ani însă purta crucea suferinței, a neputinței ei trupești. Însă nu a cârtit, nu s-a răzvrătit și nu a încetat să vină la sinagogă să se roage. Ea nu se ruga pentru vindecare, pentru că nu se aștepta să fie vindecat trupul ei, ci se ruga pentru mântuirea sufletului. Deci această femeie gârbovă, deși avea trupul încovoiat și a plecat spre pământ, sufletul ei însă era drept, pentru că înălța rugăciuni către Dumnezeu și cerea mântuirea sufletului. Deci această femeie avea o credință puternică, o smerenie profundă și o răbdare îndelungă. 18 ani de suferință într-o răbdare, în tăcere și în rugăciune. Ea nu a cerut nimic de la Iisus. Nu a îndrăznit în smerenia ei să-i ceară vindecare. Deși auzise că El a vindecat o mulțime de oameni. Deci vedem că Mântuitorul Iisus Hristos vindecă această femeie, deși nici ea, nici nimeni altul de la sinagogă nu l-a rugat ca să o facă. Ci El a făcut această minune a vindecării femeii gârbove din proprie inițiativă. Nu a așteptat să fie solicitat. Ceea ce înseamnă că Iisus cunoaște suferința, răbdarea, smerenia care vine din multă răbdare, dar cunoaște și credința verificată prin suferință. Această femeie avea o credință încercată sau verificată prin suferință. După ce a vindecat-o, mai marele sinagogii, care era invidios că Iisus săvârșește minuni și devine popular, devine iubit de popor, a zis în auzul tuturor: 6 zile se cuvine să lucrăm, dar în ziua sâmbetei nu se cuvine să se lucreze nimic și nici să fie cineva vindecat. Văzând Iisus fățărnicia lui și a celor care gândeau ca și el, a zis: fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul sau asinul său de la iesle și nu îl duce să-l adape? Dar aceasta, fiica lui Avram fiind, pe care a legat-o satana, iată, de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei?
Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei ce erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite săvârșite de el. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos răspunde fățărniciei și invidiei mai marilor sinagogii și celor care gândeau ca el, arătând că un iudeu totuși sâmbăta ducea la adăpat boul sau asinul. Și aici se cuvenea să ajutăm o persoană umană, se cuvenea să fie dezlegată de neputința ei venită de la satana de 18 ani. Și în mod surprinzător, Domnul Iisus Hristos numește această femeie fiica lui Avraam. Când Iisus, Domnul, numește pe cineva fiu al lui Avraam sau fiică al lui Avraam, înseamnă că a descoperit în persoana respectivă credința în Dumnezeu. Așa după cum Avraam este numit tatăl credinței pentru că a lăsat patria sa și prin credință a mers spre o țară pe care n-a cunoscut-o, dar care a fost făgăduită sau promisă lui. Deci prin credință el mergea spre o țară necunoscută, dar făgăduită de Dumnezeu. Și deci credința îl face pe un om fiu sau fiica lui Avraam, părintele credinței. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, cunoscătorul de inimi, a văzut că această femeie răbdătoare, suferindă cu o îndelungă răbdare și cu o smerenie profundă, avea și o credință puternică. Femeia aceasta gârbovă devine un dascăl pentru noi astăzi. Ea arată că trebuie să avem credință și când trecem prin încercări. Nu doar când ne merge bine, primim daruri, onoruri, reușim să ne împlinim planurile. Credința lui Avraam, sau adevărata credință, este credință în orice vreme, în orice împrejurare, și în timp de bucurie, și în timp de întristare, și în timp de succes, și în timp de nereușită. Această credință trebuie să fie statornică. Deci femeia gârbovă ne învață credință statornică. Să avem credință și când ne aflăm sub povara suferinței. Să căutăm mântuirea sufletului, chiar dacă nu mai avem speranță în vindecarea trupului de boală. Deci învățăm de la femeia gârbovă statornicia în credință, răbdarea în suferință și mai învățăm ceva deosebit, și anume recunoștința. Evanghelia ne spune că îndată ce a fost vindecată această femeie gârbovă și s-a îndreptat cu trupul, a început să slăvească pe Dumnezeu. A adus mulțumire și laudă lui Dumnezeu pentru că a simțit că prin Iisus din Nazaret a lucrat Dumnezeu vindecătorul sufletelor și al trupurilor. Deci recunoștința ei se adaugă la credința ei puternică, la smerenia ei profundă și la răbdarea ei îndelungă. În această femeie gârbovă însă, pe care Mântuitorul o ridică, o îndreaptă, îi dăruiește sănătate trupului, se vede și lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, coborât din ceruri, din slava Preasfintei Trăimi, și s-a făcut om pentru mântuirea oamenilor. A coborât din slava cerească, s-a smerit pe sine ca să vindece pe om de păcatul neascultării și să-l vindece de orice boală și orice neputință, să-l ridice din păcat prin pocăință și prin iertare și apoi să-l ridice din moarte prin înviere. De aceea, atât învierea Mântuitorului din morți, cât și înălțarea sa la ceruri, în limba greacă a Noului Testament, implică ideea de ridicare, de îndreptare, de înălțare. Deci Mântuitorul Iisus Hristos vine în lume ca prunc
Și apoi trăiește printre oameni, pătimește, până la moarte pe cruce, înviază din morți și se înalță într-o slavă a cerului, pentru a ridica firea umană cea stricată prin păcat și a o vindeca, a o însănătoși. De aceea, în limba greacă și în limba latină, cuvântul mântuitor înseamnă și vindecător sau eliberator. Deci, Evanghelia de astăzi, prin minunea vindecării femeii gârbove, ne cheamă la însănătoșire, la îndreptare, la eliberarea de gârbovenie spirituală. Prin păcate, omul se apleacă spre cele trecătoare în mod excesiv și se atașează de lucrurile limitate, materiale. Și prin aceasta se creează sau se ajunge la o gârbovenie a sufletului sub povara grijilor materiale și a lucrurilor limitate și trecătoare. Această gârbovenie spirituală se vindecă prin pocăință, prin spovedanie, prin primirea iertării păcatelor, prin rugăciune și post și prin multă milostenie. Deci, perioada aceasta apostolului nașterii Domnului sau apostolului Crăciunului este o perioadă în care noi suntem chemați să ne ridicăm din gârbovirea produsă de păcate, de fapte rele și de pregătire pentru a primi pe Hristos Domnul în peștera sufletelor noastre, care se luminează prin ascultarea Evangheliei și se încălzește prin participarea la slujbe și se înfrumusețează prin faptele de milostenie. Spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.